Salut! Deci am revenit cu a treia parte din lista cu cele mai interesante seriale care au fost lansate în anul 2022. Dacă sincer, am planificat că acesta va fi ultimul capitol dedicat acestui an. Însă, între timp am primit mai multe sugestii de la voi, stimați spectatori, cu încă câteva seriale minunate lansate anul curent care ar putea să vă placă. Dacă și tu ai în minte un serial interesant care încă nu a fost prezentat în videoclipurile noastre, dar care la sigur merită să fie vizionat, ne poți scrie denumirea sa în comentariile de mai jos. Așteptăm cu drag să aflăm sugestiile și impresiile tale, dar până atunci, hai să începem prezentarea de azi. Mai frumoasă decât tine. Efsun este unicul medic din satul său natal. Deși localitatea este mică, tânăra niciodată nu duce lipsă de pacienți. Trăind împreună cu tatăl său la o fermă îndepărtată, în afară de dragostea față de medicină, tânăra a îndrăgit și acest stil de viață retras, departe de agitația orașelor mari, și este pe deplin satisfăcută de ceea ce are. Însă viața doctoriței nu întotdeauna era așa de liniștită. Mama sa a părăsit familia când Efsun avea 12 ani și de atunci niciodată nu s-a interesat de soarta lor. După absolvirea facultății, tânăra a plecat în Statele Unite, unde și-a făcut o carieră de succes. Însă totul a fost pulberat de un accident teribil, care a impus-o pe Efsun să revină acasă și să preia funcția modestă de medic rural. Totuși, soarta i-a pregătit o surpriză neașteptată. În una din zile, în clinica sa sosește Emir, un bărbat chipeș și extrem de înfumurat, care se prezintă drept șoferul mamei sale. Acesta insistă că tânăra trebuie urgent să plece în Istanbul, întrucât maica sa este pe patul de moarte. Surprinsă de această noutate, doctorița uită supărările din trecut și vine în Istanbul, însă aici o așteaptă o surpriză și mai mare. De fapt, mama sa nici pe departe e pe moarte și a chemat-o pe Efsun doar ca aceasta să aibă grijă de clinica sa, atâta timp cât ea își va reveni după operație la braț. Știind că tânăra va refuza să o ajute, femeia o previne că în caz contrar le va lua ferma și Efsun împreună cu tatăl său vor rămâne pe drumuri. Înțelegând că pentru el va fi o lovitură prea dură, doctorița acceptă să preia conducerea clinicii, însă nici aici surprizele nu se termină. De fapt, Emir nu este un șofer, ci unul din cei mai talentați chirurgi din Turcia, care împreună cu Efsun va conduce clinica, dar răbdarea tinerii va fi pusă la grea încercare de caracterul insuportabil și îngânfarea lui Emir. Capcana. Demir Gümüşay mereu a știut că este mai bun decât cei care îl înconjoară. Ca un despot, îl nimicea pe oricare care ieșea în cale. Nici propria familie nu era suficient de bună pentru el. Rămas fără soție, și-a crescut copiii în frică și reproșuri constante. Ajungând un om bogat și influent, de-a lungul anilor, Demir și-a grămădit o armată întreagă de dușmani. Însă doar unul va fi suficient de curajos ca să se înfrunte cu domnul Ghinușai. Acum 30 de ani, Demir a furat niște proiecte ale unui inginer sărac, dar când acesta l-a avertizat că îl va denunța, pur și simplu a împușcat bărbatul și pe feciorul acestuia, care a sărit să-și apere părintele. Adolescentul a murit pe loc, dar inginerul a rămas în viață, însă din cauza traumei suferite, bărbatul s-a transformat în legumă, iar cei trei copii ai săi au rămas în grija mătușii. Între timp, averea lui Demir a crescut considerabil, permițându-i petreceri mondene, avioane private și o iubită tânără și frumoasă. Însă viața împlinită a domnului Ghinușai este dată peste cap atunci când el este amenințat cu publicarea unui video compromițător care îi va distruge reputația. Pentru a rezolva această problemă, familia Ghinușai apelează la avocatul Murdar, specialist în astfel de întrebări, care rapid clarifică această situație delicată. Însă acesta a fost doar începutul. Curând, domnul Ghinușai va fi nevoit să înfrunte probleme din ce în ce mai mari, fără a-și da seama că, de fapt, a nimerit într-o capcană ingenioasă. O capcană care ani buni s-a pregătit anume pentru dânsul, dar dușmanii au reușit să pătrundă în cercul apropiat al lui Demir și oricare din ei ar fi fericit să-i aplice lovitura fatală. Șerbet de afine. Doga și Fatih sunt o pereche minunată. Se pare că au fost făcuți unul pentru altul, dar dragostea lor este sinceră și curată. Cu toate acestea, este greu să-ți imaginezi niște familii mai diferite decât familiile celor doi. Mama lui Doga, doamna Căvârcân, este o femeie emancipată și autoritară, cu viziuni moderne și deschise, și a educat fetele tot în această direcție. Fiind director de liceu, mereu pune disciplina în capul mesei, dar cei din jur o consideră o femeie cu inimă de piatră. Cu toate acestea, nu le interzice fetelor să îmbrace fuste scurte sau roche decoltate, dar la cină e normal să servești un pahar cu vin. Fatih, din contra, provine dintr-o familie conservatoare, cu viziuni tradiționale despre felul cum ar trebui să fie o familie turcească. Aici femeile sunt acoperite și nu ies afară fără permisiunea soțului. Vârstnicilor li se sărută mâna în semn de respect, dar la sărbători se sacrifică berbece. Și totuși, veniți din lume așa de diferite, Doga și Fatih s-au îndrăgostit și s-au hotărât să se căsătorească, fapt ce absolut nu o aranjează pe doamna Căvârcân, convinsă că Doga ar trebui mai întâi să-și termine studiile și să facă o carieră. Însă, aflând că Doga este însărcinată, doamna Căvâlcâm este nevoită să accepte acest matrimoniu. Venind în casa familiei lui Fatih, femeia rămâne consternată. Nu așa soarta și-a dorit pentru fata ei minunată. Și chiar dacă viitorii cuscri încearcă să o convingă că niciodată nu o vor impune pe Doga să facă ceva fără voia ei, doamna Căvâlcâm este încrezută că sunt vorbe goale și după nuntă situația se va schimba dramatic. Acum femeia știe că această căsătorie este o greșeală și face totul ca să usilească pe Doga să se despartă de Fatih. Însă nici familia tânărului nu este încântată de viziunile liberale ale viitorilor rude, dar relația celor doi îndrăgostiți încă de pe acum va fi supusă încercărilor dificile care vor arăta dacă dragostea lor va fi în stare să reziste prejudecăților părintești. Dacă ai iubi. Deseori, faima este o povară grea, schimbând prea tare caracterul persoanelor și nu într-o direcție bună. Așa s-a întâmplat și cu Tolga Tuna, un actor de seriale care până nu de mult era idolul milioanelor de domnișoare. În aripa de reușitele sale, Tolga lansează o producție proprie, care se dovedește a fi un eșec și este închisă după primul episod. Peste noapte, celebrul actor se trezește într-o situație deloc plăcută. Studiourile nu-l mai cheamă în proiecte, dar tovarășii de breaslă îl ocolesc de parcă ar fi un lepros. Nici financiar nu stă prea bine, dar banii agonisiți din filmările anterioare se topesc văzând cu ochii. Reușind cu greu să convingă un vechi prieten să-l ia în nou serial, Tolga va fi nevoit să împartă platoul cu Asya, o fată simplă și carismatică, care din cauza datoriilor acumulate a acceptat să se filmeze în acest serial, chiar dacă niciodată nu și-a dorit să fie actriță. Deși absolut străină acestei lumi, Asya reușește să cucerească producătorii, convinși că are un viitor promițător. O poziție care deloc nu-i place lui Tolga, obișnuit să fie el în jurul căruia se învârtește planeta. Hotărât să scape de tânără cu orice preț, Tolga va provoca numeroase situații delicate și neplăcute, doar ca Asya să fie alungată din proiect. Însă, cu toate străduințele lui Tolga, efectul este invers. Asya este din ce în ce mai apreciată, dar poziția lui este tot mai dezagreabilă și incertă. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la sfârșit. Nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.